În minutele care le avem la dispoziție, aș dori foarte mult să-mi concentrez mesajul. Vreau să mai citesc un verset din textul pe care l-am citit, unde spune așa: Mefiboset avea un fiu mic, numit Mica, și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Aș vrea să fac doar o scurtă incursiune istorică. Cine este Mefiboset? Mefiboset este fiul lui Ionatan, prietenul bun al lui David. Între David și Ionatan era o prietenie deosebită. Acești oameni, Biblia îi descrie ca fiind foarte, foarte apropiați, și Ionatan l-a îndrăgit pe David în momentul în care acesta a avut o cuvântare în fața lui Saul odată, și apoi după aceea, văzând experiențele prin care trecea David, experiențele de război, unde Dumnezeu îi dădea biruințe. Astfel că s-a născut între ei o prietenie, cum am spune noi în limbaj românesc, prieten de cruce. Au făcut legăminte între ei că orice s-ar întâmpla, nimeni și nimic nu îi va despărți. Paradoxal este faptul că, deși Ionatan este fiul lui Saul, iar Saul este rivalul lui David, cu toate acestea, aceste rivalități n-au împiedicat prietenia lor. Într-un final, Ionatan, așa după cum știți, moare împreună cu Saul, moare împreună cu tatăl său, și ceea ce rămâne în urmă este Mefiboset. Cum de a ajuns Mefiboset o loc de picioare? Ne spune Biblia în 2 Samuel, capitolul 4, versetul 4, atunci când Ionatan și Saul au murit, Doica l-a luat pe Mefiboset. Avea 5 ani, l-a luat în brațe și a vrut să fugă cu el ca să scape. În timp ce fugea, se pare că l-a scăpat din brațe. Scăpându-l din brațe, și-a afectat coloana și a rămas o loc de picioare. Apoi el stă undeva izolat. Se teme într-un fel de David, pentru că nu știa exact relația tatălui său cu David, dacă a fost doar cât Ionatan, tatălui, a fost în viață. Și acum, dacă tatăl nu mai este în viață, poate că David se gândește să se răzbune pe casa lui Saul, și tot ce a mai rămas din casa lui Saul era Mefiboset. Așa că Biblia îl descrie pe Mefiboset ca trăind într-un loc izolat. Izolat și departe de ochii lui David. Însă David își aduce aminte de casa lui Saul și într-o zi se uită la toate bunătățile lui Dumnezeu. Și spune el: David, vreau să seamăn și eu cu bunătatea lui Dumnezeu. Pune o întrebare slujitorilor și în special lui Țiba, care era cel mai apropiat împăratului ca slujitor: mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? La care îi răspunde: mai este unul Mefiboset, dar e olog de picioare. Ce mai poți să-i faci acestui olog de picioare? Dacă vreți, aș vrea puțin să ne gândim că acest Mefiboset suntem noi fiecare. Am ajuns departe de Dumnezeu prin păcatele și prin căderile noastre spirituale. Suntem departe sau am fost departe de Dumnezeu. Într-o zi Dumnezeu și-a adus aminte de noi. L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos în lumea noastră ca semn al faptului că și-amintește de noi și că vrea să ne salveze și să ne pună la masa sa. Și datorită acestui aspect, Dumnezeu ne-a pus să ședem în locurile cerești, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Însă aș vrea să mă leg aici puțin de Mica, copilul acesta lui Mefiboset. Sunt convins că nu ați auzit poate predici despre Mica, fiul lui Mefiboset. Ce mai poate un tată olog să ofere copiilor lui care sunt sănătoși? Era un fiu mic a lui numit Mica. Ce mai putea un tată olog să ofere unui copil sănătos? Dragii mei, aș vrea să vedem ce putem noi ca părinți, părinți slabi, să oferim copiilor noștri din punct de vedere spiritual. Eu sunt convins că din punct de vedere material, fiecare dintre noi ne luptăm să le oferim copiilor noștri lucruri materiale. Casa și averea, spune Biblia, le moștenim de la părinți.
Dar există lucruri care nu le putem oferi noi ca părinți, oricât am vrea. Iată unul despre lucrurile de care vorbește Solomon, spune: dar o soție credincioasă este un dar de la Domnul. O soție credincioasă tu nu poți oferi fiului tău. Un soț credincios tu nu poți oferi fiicei tale. Sunt lucruri care numai Dumnezeu le poate da. Dar aș vrea să vedem puțin, uitându-ne la Mica, la omul acesta, despre care avem foarte puțină informație. Biblia spune că Mica, băiatul acesta, cu toate că era mic, îl descrie aici, era totuși căsătorit și a avut și el 4 fii: Piton, Melec, Taerea și Ahaz, 1 Cronici 8 cu 35. Și totuși obține o moștenire în urma tatălui său. Poate că odată l-a disprețuit pe tatăl său. Poate s-a uitat la tatăl său, la Mefiboset, și i-o fi spus: ce poate să-mi dea tata care e o loc de picioare? Uite câți alții au părinți zdraveni, părinți puternici, ce-ar putea să-mi dea tata? Și iată-l pe Mica, mai binecuvântat decât alți copii din vremea lui, mai binecuvântat decât fiii lui Țiba. Avea 15 fii, avea robi. Dar cu toate acestea, Țiba n-a putut să ofere copiilor lui ceea ce a oferit Mefiboset fiului său. De aceea aș vrea să vedem puțin ce pot părinții creștini să ofere copiilor lor. Sunt lucruri pe care și care vin de la Dumnezeu și numai Dumnezeu le poate oferi prin părinți. Primul lucru care îl oferă este harul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Harul și binecuvântarea lui Dumnezeu vin prin părinți peste copii. Știți că este un mare har să ai părinți credincioși? Poate că nu ne-am gândit niciodată la faptul că părinții noștri poate n-au avut multe lucruri să ne dea, poate nu ne-au dat nimic. Dar totuși există ceva ce datorită lor poate să vină și peste viața noastră ca și copii. Și aceasta este, unul din acestea este harul și binecuvântarea. La un moment dat, David îl cheamă pe Mefiboset și îi spune: Mefiboset, vei sta la masa mea, vei mânca la masa mea, dar nu vei sta singur. Tot ce este al tău va fi binecuvântat prin tine. Dumnezeu vrea să binecuvânteze copiii noștri prin noi. Și iată că harul și binecuvântarea nu sunt altceva decât o moștenire care vine de la Domnul, dar care este poate trimisă și prin părinți. Și o să ziceți: dar cum? Deuteronom, capitolul 5, versetele 8 la 10. Auziți ce zice Dumnezeu: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, și ascultați acum, care pedepsesc fără de legile părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam. Dar mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile lui. Auziți cum lucrează Dumnezeu? Din pricina ta, ca și tată și mamă, copiii tăi pot să fie binecuvântați sau nu? Dumnezeu pedepsește până la al patrulea neam, dar se îndură până la al miilea neam. Și poate vom zice, asta este doar în Vechiul Testament. Dar auziți ce spune Pavel în 1 Corinteni 7 cu 14, Noul Testament. Atunci când un bărbat credincios are o soție necredincioasă, Biblia spune, datorită acestui fapt, să nu se despartă. S-au căsătorit doi necredincioși, dar la un moment dat, dintre cei doi necredincioși, unul devine credincios, adică se întoarce la Domnul. Și acum ce trebuie el să facă dacă se întoarce la Domnul? Să se divorțeze de ăla, de soția sau de soțul care nu vrea să se întoarcă la Domnul? Biblia spune, nici de cum. Ci dacă o soție credincioasă are un soț necredincios, să trăiască în continuare cu el, pentru că cine știi tu, soție, dacă nu-ți vei mântui soțul? Sau cine știi tu, soțule, dacă nu-ți vei mântui soția? Și dacă stați împreună, până la urmă Dumnezeu va cuceri inima celuilalt și el se va întoarce la Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel aici. Căci bărbatul necredincios, ascultați, este sfințit prin nevasta credincioasă. Și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almiteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Deci iată că harul acesta al mântuirii se transmite prin părinți, se poate transmite copiilor,
prin soț se poate transmite soției sau prin soție se poate transmite soțului. De ce lucrează așa Dumnezeu? Nu știu. Sigur că harul și adevărul a venit prin Iisus Hristos. Însă contează dacă sunt credincios ca tată, ca mamă, contează pentru generația care vine cum va fi, binecuvântată sau nu. Așa se întâmplă tânărule sau omule răzleț, care ai avut părinți credincioși, dar care te-ai depărtat de Dumnezeu prin iureșul acestei lumi, rugăciunile părinților, postul lor înaintea lui Dumnezeu pentru tine când erai copil, într-o zi te va ajunge. Tu oricât vei fugi, nu vei putea să fugi de ochii lui Dumnezeu, care în fiecare zi te caută și nu o să te lase până nu te vei întoarce la Dumnezeu. Pentru că binecuvântarea, harul și binecuvântarea, Dumnezeu vrea să le transmită și generației care vin, și copiilor noștri. Și acesta este un lucru extraordinar din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Auziți, în Genesa 18, Avram mijlocește pentru cetate. Sodoma și Gomora trebuiau nimicite. Au venit 3 oameni la Avram. Interesant este că 2 pleacă de lângă Avram și unul rămâne. Cel care rămâne, Biblia spune că este Domnul. Și acum Avram negociază cu Domnul. Cei 2 îngeri se duc la Sodoma. Doamne, dacă vor fi acolo 50 de credincioși, nu vei extinde binecuvântarea și peste ceilalți necredincioși ca să nu-i nimicești? Și Domnul zice, ba da, dar dacă vor fi acolo 45, dacă vor fi acolo 40, dacă vor fi 30, 20, până la 10, vei nimici tu pe cel bun împreună cu cel rău? Ascultă, Avrame, dacă acolo sunt 10 credincioși, doar 10, să știi că nu voi nimici cetatea Sodoma și Gomora, îi iert pe toți din pricina celor 10. Binecuvântarea lui Dumnezeu se poate răsfrânge din cauza celor binecuvântați, dacă sunt credincioși lui Dumnezeu. Dumnezeu spune profetului Ieremia în capitolul 5, versetul 1, cutreierați ulițele Ierusalimului. Uitați-vă și întrebați și căutați în piețe dacă se găsește un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să țină de adevăr și voi ierta Ierusalimul. Adică Dumnezeu este gata să ierte o țară pentru un om. Dacă un om neprihănit este în acea țară, Dumnezeu extinde binecuvântarea și iartă poporul. Dar continuă Dumnezeu, dar n-am găsit niciunul. Un al doilea lucru care îl învățăm din textul acesta istoric este importanța legământului. David a făcut legământ cu Ionatan și a zis, voi face legământ cu tine, după cum Dumnezeu a făcut legământ cu părinții noștri și apoi legământ cu noi. În virtutea acestui legământ, Dumnezeu ne binecuvântează. Genesa 12, 1-3, Dumnezeu a făcut legământ cu Avram. Dumnezeu i-a zis, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Și ascultați, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Această binecuvântare se răsfrânge prin Avram tuturor celor care binecuvintează și sunt sămânța lui Avram. Legământul lui Dumnezeu cu David, Psalmul 89, 30-35. Dacă fiii lui se vor depărta de legea mea, dacă nu vor urma poruncile mele, dacă vor călca orânduirile mele și nu vor păzi poruncile mele, atunci le voi pedepsi fără de legile cu nuiaua și nelegiuirile cu lovituri. Dar nu voi îndepărta deloc bunătatea de la ei și nu voi face credincioșia de minciună. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea să mint eu oare lui David? Deci cu toate că s-ar putea copiii noștri să fie neascultători, să se depărteze de Dumnezeu. Dumnezeu spune că va trimite metode de disciplinare, de corijare, dar nu-și va îndepărta bunătatea. Pentru că părinții au un legământ cu Dumnezeu și în virtutea acestui legământ, Dumnezeu îi caută și pe copiii acelor părinți ca să se întoarcă să facă legământ cu Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu își împlinește promisiunea, un alt lucru care îl învățăm. Dumnezeu a promis să binecuvânteze casa lui Israel, iar aceasta s-a manifestat și prin grija sa față de Mefiboset și familia sa. Mica este o dovadă că Dumnezeu nu uită promisiunile sale și că acestea se împlinesc în moduri pe care nu le putem întotdeauna anticipa. Niciodată nu s-ar fi gândit Mefiboset că va ajunge să mănânce la casa împăratului. Niciodată nu s-a gândit că soarta familiei lui, a copilului, Mica, se va schimba. Însă lucrul acesta s-a întâmplat.
Și ultimul lucru care îl subliniez, pentru că timpul se duce, identitatea în Dumnezeu, nu în circumstanțe. Noi nu suntem dependenți de circumstanțe, suntem dependenți de Dumnezeu. Binecuvântarea copiilor noștri nu este dependentă de noi, este dependentă de Dumnezeu. Sunt oameni care au muncit și care la final au pierdut totul, au gândit că vor da copiilor și n-au mai avut ce să dea. Pentru că la urmă binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Mefiboset ajunge un anonimat, el este în criză de identitate. Când se prezintă în fața lui David, zice, dar cine sunt eu, un câine mort? Ce vrei să faci? 2 Samuel 9:8, el s-a închinat și a zis lui David, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Dar pentru David, Mefiboset este un om cu o identitate însemnată. Știți? Biblia spune că noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Eram fără identitate. Însă Dumnezeu, prin harul Lui, ne-a chemat și ne-a dat identitate să ne numim copii al lui Dumnezeu. Este lucrul acesta un mare har? 1 Ioan 3:1-2, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Copiii noștri sunt o binecuvântare pentru noi, dar noi de asemenea suntem o binecuvântare pentru ei, pentru că prin noi Dumnezeu poate să le dea și lor identitate, prin întâlnirea lui Dumnezeu cu ei. Noi doar trebuie să ne facem datoria, să le vorbim de Dumnezeu. Să le spunem de Dumnezeu. Nu putem să mântuim pe nimeni. Cineva mi-a spus, vrei să mântuiești fata, vrei să mântuiești băiatul, nu mai veni aici să predici, că am impresia, zic, dacă aș putea eu să-i mântuiesc, dacă aș putea eu să-i pocăiesc, i-aș pocăi toată localitatea. Dar nu noi mântuim. Cel ce mântuiește, cel ce dă identitate este Dumnezeu. Amin. Dragii mei, doresc să mă opresc aici, doresc Dumnezeu să reverse binecuvântarea. Și nu uitați, Cel care revarsă binecuvântarea, cum se spunea aici, este însuși Dumnezeu. Dumnezeu dă binecuvântarea prin părinți. Dacă părinții rămân credincioși, Dumnezeu binecuvântează și generațiile care vin. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toți părinții. Să ne ajute Dumnezeu, iubiți părinți, să fim credincioși lui Dumnezeu. Să fim un exemplu pentru generația care vine. Ca să aibă identitate, să nu-și piardă această identitate de copii ai lui Dumnezeu. Amin.